Binele care nu se face bine, nu este bine. Că unii spun, lasă, domnule, că am folosit un truc să-l aduc la biserică. Știți care e trucul? Seriozitatea. De multe ori am folosit acest termen și a durut, dar a rodit și eu sunt mândru de asta. A zis, părinte, nu pot să postesc, dar nu pot să mă rog, dar am servici, dar am nepoți, dar mai așa, dragă, nu schimbă Dumnezeu religiile ortodoxe, că ai tu familia grea și cu probleme. Ori, dacă vrei suflet, hai la suflet, dacă nu, du-te și rezolvă-ți problemele, pa, nu mai pierdem vremea. Apă, părinte, dar nu mă luați așa, dacă nu te iau așa, fă ce s-am spus. Adică trebuie să înțelegi că și sufletul, eu aici vreau să ajung, și sufletul contează, nu numai nepotul și casa că ai dat-o tu cu spăială și ai șters geamurile. Cau și femeile astea o boală, când le cauți cu prompt o mână, lustruiesc geamurile. Dar lasă, domnule, lustruiește-ți mintea, lustruiește-ți sufletul, lustruiește-ți inima, lustruiește-ți simțurile, nu numai paluxul pe jos. Deci nu, nu ești făcută numai să fii mama prafului, mai fii și mama rugăciunii. Deci trebuie să ținem cont și de asta. Și acum Hristos vine și ne dă câteva modele de mărturisire. Cel ce va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi înaintea Tatălui, mucenicii, ierarh mărturisitori, nu stăm să-i catalogăm. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de el când voi fi în slava Tatălui în ceruri. Deci aici e mai clar ca atâta, pot să vorbesc de un singur fel de lepădare, am spovedit-o de mii de ori. Eu n-am considerat-o absurd, am dat dezlegare cu ușurință, am făcut dezlegarea de jurământ și de blestem, am considerat ca fiind. Foarte mulți au venit și au spus, părinte, când s-au spovedit, părinte, știți, în vremea comunistă am mai neglijat, n-am mers la biserică, că ne gândeam să nu ne periclităm funcția, serviciu, familia, să nu fim luați la ochi. Zic, da, e un fel de lepădare, dacă vrei să știi. Și a zis, da, părinte, recunosc. Ei, dacă recunoști, acum ai canon să înveți și pe alții dreapta credință, ca să vadă Dumnezeu că știi să mărturisești. Nu i-am dat canon să stea în cap, nici să ducă lapte din lună. Dar poți să înveți pe alții ce n-ai știut tu la vremea ta. Și asta este un mod de a mărturisi, că crezi în Dumnezeu și că El există. Pentru că altminteri noi vom da socoteală de cel ce s-a lepădat înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de El în ceruri. Gândiți-vă la persecuții și vă dau o singură ispravă. Cel care jerfea de rușine și de teama morții înaintea idolilor și apoi se întorcea și spunea că e creștin, era ținut la biserică, în pridvorul bisericii, 7 ani, se chema locul plângerii, nu era primit la liturghie, nu era primit la catehumenat, nu stătea la liturghia sfințitoare, când se termina proscomedia, ieșea afară, cei chemați ieșiți, aia era oia, și țineam pridvorul bisericii la pocăință să-i vadă toată lumea că s-au lepădat și n-au curajul morții. Acum, Doamne ferește, că dacă ar veni o mărturisire, cred că cam toți am fi prin grădină, prin cimitirul, n-ar mai fi nimeni în altar. Dar să înțelegem că cu câtă ușurință ne lepădăm noi de Hristos, cu atâta ușurință nu ne cunoaște El în fața Tatălui. Deci trebuie să luăm act de mărturisire, trebuie să luăm act de mărturisire creștină, trebuie să luăm act de mărturisire creștină, educându-ne propria familie, prieteni, cunoscuți, tovarăși și rude. Nu ni se cere să mergem în Alaska sau în țări din astea străine, când am ajuns noi la măsura aceea. Mergeți către oile pierdute ale casei lui Israel, de samarineni și de cetățile lor mă ocup eu, zice Domnul. Și spune Mântuitorul, eu n-am venit să aduc pace pe pământ, ci sabie. E o chestiune foarte interesantă. Mulți o iau ca pe o pricină de gâlceavă, ca și cum Mântuitorul ar fi un om care este împotriva ordinii, cum folosim noi în popular, bă, dar tu te pui doar de-a curmezișul? Nu. El vine să ne arate că credința o desparte pe mamă de fică, pe fiu de tată, pe soacră de noră și așa mai departe, și simplifică prin a spune că vrăjmașii omului sunt casnicii lui. V-am spus că astea sunt ușoare, ce am discutat nu stăm, nu mai le amintim. Dar acum trece la o sensibilitate, cum spune în Miercurea 29 a Apostolului, până la despărțirea sufletului de Duh. Așa spune că e de adâncă învățătura. Cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Foarte interesant. Oare să existe pe pământ vreo persoană care să nu-și iubească mama? Nu există. Poate o fi existând.
Oare există pe pământ vreo persoană să nu-și iubească părinții pentru că îi și poruncă? Vezi, oare vine Hristos să desfințeze porunca a cincea, cinstește pe părinții tăi, trăiește ani mulți, să-ți fie bine pe pământ? Nu! Și vrea să ne arate că slujirea de Dumnezeu este mai presus de slujirea carnală. În momentul când ești chemat în slujba Domnului, nu mai motivezi motive populiste și bolnave, că-i mama bolnavă, că-i tata bătrân. Îi ajuți de la distanță să îmbătrânească frumos în continuare și tu îți vezi de drumul tău și de treaba ta, că atunci nu ești vrednic de Hristos. Nu-ți spune să-i abandonezi, nu-ți spune să-i duci în azil, nu-ți spune să-i otrăvești, nu-ți spune să-i extermini, ci îți spune că nu poți să-i mai iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Și aici trebuie să faceți voi distinția și aici atrag eu atenția și spun, ferice de neamul acesta românesc, în ciuda clămpănitorilor și, știți, e plină societatea de răspândaci, e plină societatea de crăcotași, e plină societatea de răuvoitori, e plină societatea de bârfitori, astea nu o să termine niciodată. Ele sunt de la Adam și Eva. Închipuiți-vă, cum aș putea eu să mă supăr pe un necredincios sau să-i port pică vreodată, când Adam și Eva au avut doi fii, Cain și Abel, și unul i-a dat în cap la celălalt. Păi dacă răul era pe pământ de când erau doi oameni, de ce m-aș supăra eu acum când sunt 7 miliarde? Dar e bine că măcar 1 miliard, 2 fac rău, și e bine că măcar 4-5 miliarde fac bine, adică eu cumpăna echilibrului. Dumnezeu știe să țină această măsură, e în taina logosului lui. Și eu sunt încântat de asta. Deci, spunea odată cineva, chiar nu m-a insultat, ci mi-a vorbit la modul psihologic. Zice, părinte, vă spun ca și sociolog și psiholog de meserie, că 20% din biserică sunt credincioși și activi și lucrători. Păi dacă am socotie, orașul Iași, care are 500.000 de oameni și 60 de biserici, păi ar trebui să fie cam câte 10.000 de oameni într-o biserică. Unde în cap aceștia ca să-i cuprindă pe toți? I-ați uitat pe cei ce se roagă în mănăstire, i-ați uitat pe cei ce se roagă la birou, la servici, i-ați uitat pe cei de pe patul de suferință, ați uitat copiii din maternități, i-ați uitat pe cei din foc continuu, toți sunt într-o rugăciune. Dumneavoastră nu sunteți în rugăciune, că vă interesează ce fac aia. Deci, asta este problema. Biserica nu se măsoară în numere. Biserica se măsoară în har și lucrare. Dacă Sfânta stă în Iași, de la 1700, de când e Vasile Lupu, și de atunci, de la Cuza, de când s-a inventat facultatea aceasta, Alexandru Ioan Cuza, ca institut universitar, toți studenții au trecut și au luat binecuvântări, de câte ori au dat examen, câte mame n-or fi născut, câte mame nu și-or fi crescut copiii bolnavi, câte bunice nu și-or s-o fi rugat pentru soții morți pe front, câte mame nu s-o fi rugat să zămislească, câți copii nu s-o fi rugat să fie luminați la minte când se însoară, când își iau servicii. Păi Sfânta a făcut servicii sociale de 3 ori populația României. Deci așa se ia credința. Credința nu înseamnă că dacă s-au strâns acum 1000 de oameni, noi suntem credincioși. Sau dacă s-au strâns 100, noi nu mai suntem credincioși. Credința stă într-un singur om. Credința stă în ceea ce a spus Pilat când l-a arătat pe Hristos. Ece homo, iată omul. Aia este credința. Adevărul, calea și viața. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Nu e un loc unde nu găsești sfinți. Du-te unde vrei, în tot cuprinsul țării, calcă orice palmă de pământ. Tu calci pe un sfânt. Noi nu știm când a fost acolo sat, cimitir, câmp de bătălie, ce a fost acolo. Inundație, nenorocire, dar știm că pământurile românești sunt presărate deopotrivă cu oase de sfinți și de cal care și-au apărat credința, mormântul, crucea și biserica. Nu știm unde sunt mormintele ateilor, că nu știm unde sunt groapă. Și spune mai departe, acum o chestiune mai de finețe, am terminat. Deci a pus mama și tata ca măsură între om și Dumnezeu. Și acum spune așa, o măsură care depășește toate măsurile. Cine ține la sufletul lui, îl va pierde. Păi de mine! Deci până la suflet merge credința. Dar cine își va pierde sufletul lui pentru mine, acela îl va găsi. Și aici suntem la final, asta până aici am vrut să ajung. De ce v-am spus lucrul ăsta?
Păi ca să poți să fii din pescar de pești, pescar de oameni, cum au fost cei 12 apostoli, ca să știți despre ce a fost vorba în Evanghelia de azi, trebuie să lepezi și mamă și tată, cum a lăsat Petru, până și pe soacră s-a bolnavă și s-a dus urma lui Iisus și Iisus i-a răsplătit ridicând-o din friguri și slujea tot lui. Trebuie să lași mamă și tată și trebuie să vrei să mori pentru Hristos. Și Toma a spus lucrul acesta când erau în Betania, să mergem și noi să murim cu el. Și iată că apostolii n-au avut această măsură atât de înaltă să ajungă să-și dea sufletul pentru Hristos, pentru că s-au lepădat și au fugit. Spune acolo, și-au fugit de frica iudeilor și s-au ascuns. Dar ce este important? Că Hristos înțelege slăbiciunea noastră a firii umane și nu se dă niciodată în lături. Știe că trupul e neputincios, numai sufletul e osărduitor. Și atunci le spune, spuneți ucenicilor și lui Petru că mă duc în Galileea să vin acolo, arătând că și lepădarea, și teama, și frica au aceeași egalitate, el le șterge, le iartă și credința trebuie să meargă înainte. Așa este și în taina vieții noastre. Dacă stăm noi să le căutăm păcatele la sfinți, la toți sfinții le găsim câte un păcat. Pentru că noi, mai ales că avem punctul acesta analitic și critic a vederii lucrurilor de la distanță, de aproape, stăm foarte bine în cultura generală, analizăm foarte bine în profunzime, orice vină o găsim noi dacă e nevoie. Găsim, cum spune acolo, găsim vină și unde nu este vină. Pentru că ce spune Pavel? Vă dau o măsură care le întrece pe toate. Dragostea îndelung rabdă, asta e un protest de area drumului la telefon, dragostea îndelung rabdă, dragostea îndelung rabdă, iartă, nu se trufește, nu se mândrește, nu ține minte rău, nu caută ale sale, dragostea nu cade niciodată. Iar proverbul popular știți cum spune? Dacă-i dragoste puțină, lesne le găsești pricină. Așa și credinței îi găsim pricină, și bisericii găsim pricină, și slujitorilor le găsim pricină, și slujbelor le găsim pricină, și lui Dumnezeu îi găsim pricină, și oamenilor le găsim pricină, la orice lucru găsim pricină. Dar noi trebuie să fim acei oameni care să înțelegem că duminica este ziua învierii, iar sărbătoarea de azi a tuturor sfinților români cuprinde toată suflarea noastră românească care a văzut fața lui Hristos și lumina învierii lui. Aici intră și Sfânta Filofteia Bulgăroaică și Dumitru Basarabov, aici intră și Sfânta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, aici intră și Ioan Cernăul la Suceava, și Tatiana de la Craiova, și Ioan Iacob Pozevitu, și Iosif de la Parto, și toți sfinții de peste tot pe care avem, ați văzut, pleiada sfinților nemțeni care au fost canonizată acum câțiva ani. Ei, acești sfinți sunt martorii noștri la judecată și ei ne vor arăta că pe pământul românesc s-a putut face act de credință și noi am fost nepăsători. Au fost mănăstiri, au fost călugări, au fost pusnici, au fost peșteri, a fost mâncare, a fost liniște, a fost păduri, a fost liniște propice mănăstirilor. Dacă citiți Patericul Părintelui Ioanichie Bălan, că asta e Duminica tuturor sfinților, o să găsiți peste câteva mii de sfinți înșirați acolo, trecuți cu documente, cu existența și cu nevoința lor, și nu trebuie să ajungem noi, deci nu trebuie să ajungem noi să-i putem depăși, dar măcar să ne ținem în rând cu ei, păstrând învățătura dreptei credințe, păstrând învățătura sănătoasă a Sfintei Scripturi, păstrând calea curată către Dumnezeu și să ținem permanent două lucruri, cetatea pe munte, adică biserica să triumfe, nu cum spun ăștia că, iar sunt prea multe biserici. Dragă, dacă a venit un război și în biserică pot pune bolnavi și surorile și medicii de caritate îi pot îngriji, că doar nu o să stea biserica cu sfinți încuiată și bolnavi în drum. Dar trebuie să înțelegem că aici ne vindecăm sufletește. Biserica este milostenia și dania neamului românesc. Este inima românului. Este mama lui spirituală, este casa lui și locul lui de întâlnire cu Dumnezeu, iar sfinții de pe păreți sunt pavezele și scuturile împotriva diavolului și a tuturor curselor lui. Eu v-aș mai vorbi, dar simt eu că v-am plictisit și vă zic sănătate și mântuire și să vă miluiască și să vă binecuvinteze toți sfinții. Amin.